bine ați venit. Vă spun a câta oară în acest spațiu foarte generos al bibliotecii și anume al Galeriei de Artă a Bibliotecii, ca să participăm împreună la un eveniment pe care chiar îl consider deosebit. Suntem privilegiați să avem pe Simeze expoziția artistului plastic contemporan Mihai Sârbulescu, artist bucureștean, ale cărui lucrări îi aparțin colecționarului de artă Vasile Petrovici, care ne-a făcut onoarea ca astăzi să fie alături de noi. Ne pare rău că o problemă de sănătate de ultim moment a făcut ca domnul Mihai Sârbulescu să nu fie astăzi cu noi, deși își propusese și își dorise foarte mult acest lucru. Da, și important este că suntem cu toții alături de dumnealui prin lucrările dumnealui și prin rezonanța pe care o au ele în sufletul nostru. De altfel, Simezele acestea rare ori au primit lucrări de o astfel de valoare, privirile noastre rare ori au întâlnit lucrări de o astfel de valoare, iar sufletele noastre rare ori s-au întâlnit cu suflete atât de generoase, așa cum este cel al domnului Petrovici. Dumnealui, în primul rând, este o persoană extrem de modestă. Așa că sunt convinsă că puțin dintre dumneavoastră știu multe lucruri despre dumnealui. Mare prieten al bibliotecii, mare iubitor de frumos, mare iubitor de artă contemporană. O să vă spun foarte pe scurt o poveste. Prin anul 1997 sau 98, biblioteca a primit invitația, atunci eram puțin, între colectivul a primit invitația din partea Muzeului de Istorie să participe la un vernisaj al unei expoziții a artistei plastice Ana Ilicuț, pentru că muzeul primise o donație de gravuri de la un colecționar de artă. Am mers cu toții acolo, ne-am încântat de frumusețea gravurilor, iar colega noastră, Livia Munteanu, acum Livia Moisti, care era și redactor la televiziunea locală, i-a luat un interviu colecționarului. Colecționarul era domnul Petrovici și donatorul, de asemenea, al expoziției. Din vorbă în vorbă, a ajuns să-i povestească, firește, domnului Petrovici despre noua construcție a bibliotecii, care abia se ridica, despre faptul că ea va avea o galerie de artă și despre faptul că va îndeplini o veche dorință a oneștenilor, aceea de a avea un spațiu de expunere pentru lucrările de artă ale oneștenilor, dar nu numai. Și atunci... Vă rog să-mi dă cineva acel telefon care se imediat. Și atunci, spuneam, domnul Petrovici a vizitat construcția care abia se ridica, a văzut dimensiunile și s-a gândit că ar fi foarte frumos ca la inaugurarea clădirii biblioteca să primească un cadou, o donație constând în mai mult de 40 de lucrări de artă plastică ale unor artiști plastici contemporani renumiți, printre care aș remarca doar câteva nume: Marcel Chirnoagă, Ion Popescu Negren, Vasile Parizescu, Alma Redling, Iarco Camețianu și alții. Și dumnealui a intermediat cu artiștii această donație. Astfel, ne-am legat foarte mult afectiv de dumnealui și de întreaga familie Petrovici, pentru că pentru a deveni colecționar trebuie să ai o susținere serioasă din partea familiei, atâta vreme cât domnul Petrovici este
un om care a reușit să răspândească această dragoste peste tot în jurul lui, inclusiv în familie, inclusiv doamnei Florica Petrovici, care nu este acum cu noi, dar care este alături de noi spiritual. Ei bine, am rămas în continuare într-o foarte frumoasă legătură, iar acum câteva luni, când am aflat despre expoziția retrospectivă Mihai Sârbulescu, pe care o organizează Muzeul Iulian Antonescu, expoziție în care domnul Petrovici avea 15 lucrări, proprietate personală, ne-am gândit că ar fi păcat să le lăsăm să plece la București fără să le aducem și aici, ca să se bucure și comunitatea oneșteană de ele. Domnul Petrovici, firește, cu binecunoscută generozitate, a fost de acord și iată-ne aici, în prezența celor 15 lucrări, plus altor 5, pe care le-a adus dumnealui chiar în această dimineață. Spuneam că este un mare promotor al artei plastice contemporane românești și face asta nu doar în luări de cuvânt, ci într-o muncă asiduă pe care o vedem în lucrările domniei sale scrise, și anume cărțile de vorbă cu Alma Redlinger, de vorbă cu Marcel Chirnoagă, de vorbă cu Mihai Sârbulescu, albumul Alma Redlinger, dicționarul colecționarilor de artă din România și în preajma lui Marcel. Este vorba tot despre Marcel Chirnoagă, a fost mare prieten al artistului, al maestrului Marcel Chirnoagă, domnul Petrovici. Și nu trebuie să uit, vorbind despre Marcel Chirnoagă, că tot prin intermediul domnului Petrovici am găzduit la Onești două expoziții personale importante Marcel Chirnoagă. Cum s-a întâmplat ca dumnealui să devină colecționar, cum s-a pasionat în asemenea măsură încât să facă un scop al existenței domniei sale din promovarea și din susținerea artiștilor plastici contemporani din România, o să ne spună chiar dumnealui și pe urmă, firește, o să ne vorbească și despre artistul plastic Mihai Sârbulescu. Vă rog, domnul Petrovici. Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele deosebite care le-ați spus. Cu mult drag și nu sunt deloc exagerate. Îmi face să mă rușinez. Chiar nu. Oameni ca dumneavoastră merită mai mult. Mulțumesc foarte mult. Ca să mă dau puțin, eu sunt născut la Bogdănești. Scuzați-mă, asta trebuia să vă spun, dar... Deci nu sunt venit de oriunde, eu sunt născut la Belpaște, la 6 km de aici. Sunt afectiv legat de Onești, deși eu liceul l-am făcut la și facultatea la București, dar ne-am legat foarte mult și cred că e bine să lași așa urme peste tot. Deci privim lucrările lui Mihai Sârbulescu, artist născut la 23 februarie 1957 la București, tatăl său Marin Sârbulescu, el a redactor la ziarul Timpul, la revista Timpul, din grupul Albatros, facea parte din grupul Albatros, iar în primii ani când Marin Preda a venit în București, a stat câteva săptămâni în casa familiei Sârbulescu. Acele doar 3 săptămâni care s-au scurs cât a stat în casa lui Mihai Sârbulescu, Marin Sârbulescu, că Mihai încă nu era născut, a legat o prietenie de o viață cu Marin Sârbulescu. De altfel, și ne murește în viața ca o pradă, în care personajul masiv este chiar Marin Sârbulescu. Acum, revenind la Mihai Sârbulescu, el a terminat liceul Tonița și apoi Institutul de Artă Nicolae Grigorescu din București, având ca profesor pe Marius Cilievici. În 1981. După 5 ani este membru fondator în grupul Prolog, alături de Marin Gherasim, Orea Paștina, Cristian Paraschiv și Constantin Flondor. Deci era foarte tânăr și diferența de vârstă era mare. Mihai avea 28 de ani, iar domnul Gherasim 60. Totuși au format un grup omogen,
cu manifestări eterogene, grup care activează și astăzi. Apoi ei au făcut multe expoziții, acest grup Prolog, iar Mihai în momentul de față este profesor la Universitatea Națională de Artă din București. Eu sunt unul dintre colecționarii lui și am început să colecționez pictura dânsului cu lucrarea aceea numită Balcic, este acolo. Este doamna cu evantaiul. Așa de evantaiul sunt multe, normal, să nu facem o zi pe căldura asta. De ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut în primul rând că îl pictează cu pastă unctuoasă și este o pictură optimistă, gama de culori optimistă. Și de asta l-am admirat-o și bineînțeles că am putut să o iau. Mă refer la partea financiară. Apoi m-am dus în atelier la dânsul și am observat că temele predilecte sunt peisajele și compozițiile. Și am observat un lucru, că anumite subiecte le serializează. Deci face de mai multe ori același subiect. Avem și aici, în expoziție, Sibiu, purte la Sibiu. Sibiu 1, Sibiu 2, Sibiu 3. Cele două și pe peste și mai este una aici. De la așa. Și l-am întrebat pe Mihai de ce face aceste lucruri, ca încearcă să folosească în fiecare din ele game de culori diferite. Ca niște exerciții și ca niște, cum să zic, încearcă pe sine însuși să vadă dacă poate să iasă ceva foarte frumos. Observăm la Sibiu 3 că în partea de jos, stânga și dreapta, nu e terminată lucrarea. Mie mi-a plăcut foarte mult această lucrare și până în 2008 dezavoam astfel de lucrări, dar în 2008, când mă aflam la Muzeul Belvedere Superior de la Veneția, am văzut o pictură extraordinară a lui Gustav Klimt, Adele Bauer, care până la brâu era impecabil colorată, să zicem așa, finisată, iar de la brâu în jos fusta și picioarele, fusta și pantofii erau numai schițați. Era o pictură extraordinară. Am și discutat cu galeristul de acolo că mi s-a părut cea mai grozavă lucrare, deși mai erau multe lucrări de Gustav Klimt, sărutul, celebrul sărut acolo, al lui Gustav Klimt și așa mai departe. Și de atunci, prin muzeele prin care am fost, am încercat să văd dacă mai sunt astfel de lucrări și cele mai multe le-am întâlnit la National Gallery la Londra, unde sunt în expunerea permanentă, multe, vreo 10 lucrări, așa zis, neterminate, iar două de, chiar de Michelangelo, care mi-au plăcut foarte mult. Serii mai avem aici, seria clopotelor, seria vaselor. De asemenea, din Mihai s-a aplicat și asupra subiectelor cu tentă religioasă. Deci vasele, clopotele și Stella Maris de acolo. Când am luat Stella Maris, era chiar cu șevalet, o făcea și am zis asta vreau să fie a mea și din ce cauze, fiindcă biserica este ca prezentată într-un oraș puternic, înconjurată de acele violeturi neguri. Și eu mi-am închipuit așa că biserica are rolul de a răspândi lumina și de a lumina întunericul. Și atunci Mihai zic, gata, asta e așa am căpătat de la acea lucrare. Pentru lucrurile acestea și pentru lucruri care nu se pot spune, sunt eu colecționarul, adică se pot descrie cuvinte, cum spunea și Renoir, dacă o pictură s-ar putea descrie în cuvinte, n-ar mai avea mister. Deci, pentru aceste lucruri, sunt eu colecționarul lui Mihai Sârbulescu. Acum vreau să aduc mulțumiri lui Dumnezeu că a făcut posibil această expoziție și eu să fiu astăzi aici, plecând de dimineață la 6 la București și la 10 și ceva la Orești, bibliotecii și personalul lui, ei, pardon, personalul ei, pentru că s-au ocupat atât de intens pentru a aranja atât de frumos această expoziție, precum și familiei mele, care mi-a îngăduit să cheltui o grămadă de bani pe aceste lucrări și să aloc un timp foarte mare. În final, aș vrea să donez încă o carte bibliotecii. Este vorba de cea mai recentă carte a mea, se numește Desene de Ion Popescu Negren. Desene permise. De ce desene permise? Fiindcă sunt aduse din prizonera de la ruși. Ele sunt mici ca dimensiune, sunt de 6 cm pe 4 cm, unele, adică vreo 67, iar câteva sunt chipuri de prizonieri români, lituanieni, japonezi, nemți. Și este cea mai recentă carte care am scos-o. Mulțumesc foarte, foarte mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți prezenți, ați înfruntat VPR de afară și
ați dovedit că vă place frumosul. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Mulțumim și noi! Sperăm să simțiți cât apreciere avem pentru dumneavoastră. Despre lucrările lui Ion Popescu-Negren, trei dintre desenele permise sunt și la noi. Le puteți vedea în foaierul sălii de lectură pentru adulți, în foaierul aulei, dreapta. Sunt așezate acolo. Ni s-a părut că este un loc foarte potrivit. Noi, de acum 2-3 săptămâni, cum vă spuneam, am expus toată această colecție de lucrări pe care ne-a donat-o domnul Petrovici la deschiderea bibliotecii și le puteți vedea pe pereții bibliotecii. Iar aceste trei lucrări ale lui Ion Popescu-Negren, donate cu acea ocazie, le puteți vedea acolo, în foaierul dreapta al aulei. Mulțumim tare, tare mult pentru tot ceea ce faceți pentru arta românească, fiindcă un astfel de personaj, că domnul Petrovici este un personaj, lipsea din peisajul artistic românesc și mă gândesc acum că dumnealui la un moment dat se va așeza în rândul acelor mari colecționari români care îi cuprinde pe Zambaccian și pe Georgescu și pe Oprea și pe cine mai credem noi că, la cine mai credem noi că trebuie să ne gândim. Și sunt convinsă că nu puțini vor fi cei care vă vor fi recunoscători pentru tot ceea ce faceți pentru ei, fiindcă încă o dată sunteți un mare generos. Mulțumim tare, tare mult! Eu vă mulțumesc foarte mult. De adevăr, cărțile au început să își facă efectul, cum se spune, au început să fie referite în teze de doctorat, în alte albume, deci încep să își capete cursul lor firesc. Iar una dintre cărți chiar mi-a adus o bucurie deosebită. Este vorba de Dicționarul Colecționar de Artă de România, care a fost considerată una dintre cele mai bune cărți din lume pentru anul 2011, de către Institutul Internațional de Biografie în Istoria Științelor. Ceea ce pentru mine a fost colosal și cred că și pentru România e foarte bine, fiindcă suntem în cărți, cum se spune. Așa și este și se poate vedea referința respectivă și pe internet. Așa am aflat-o și eu, tot pe internet, că nu mi-a spus nimeni, vezi că cartea ta. Deci ăștia ce fac? Institutul acesta internațional are sucursale în întreaga lume și alege 10.000 de cărți și articole scrise într-un an, care le consideră cele mai importante pentru omenire. Și le scrie într-un volum, le încheagă într-un volum. Și pentru anul 2011, când eu am editat Dicționarul Colecționar de Artă, a fost considerat că e una dintre cele mai bune. Oameni de top, cărți de top, lucrări de artă plastică de top. Da, mai sunt deosebite, mie m-au plăcut. Îi și spuneam, uitați că visele acolo, că discutam de multe ori cu el, că cred că dacă visele s-a dus la clopot, adică eu am pornit înainte de desene, am și multe desene de design, deci aici avem mai ulei pe pânză, dar am și multe desene. Adică grafică, special desene și câteva arată migrația asta de la prima dată a fost căpita și cum am zis, poate să forma naturală la cea... Da, spirituală. Spirituală. Spiritualizată. Da, noi avem discuții destul de dese, mai ales că merg în atelier la el, destul de des, suntem de aceeași vârstă. Pentru mine e o școală, toți artiștii care au fost, care în colecție au trăit, unii, Dumnezeu, au murit, dar de la toți am avut de învățat, fiindcă mulți îmi explicau, mă întrebau, mă solicitau să încerc să văd cum descriu un tablou, să văd cum descriu expoziție și așa am învățat multe lucruri. Adică cum să guști un tablou. Bine, cred că căldura e destul de mare, nu vă mai țin, cred că și așa e chemitor, vă rog să... Încă o dată vă mulțumim. Să mai trimitem un gând domnului Sârbulescu acum la final. Da. Și... Da, am o cafea de asta încă nu e apărută. Aici este vorba de... Cine ca să uite, o să luați exemplarul numărul 1. Se numește Jurnalul unui colecționar 2011-2015. Ți-aduc eu nou față de alte
jurnale, faptul că am 328 de poze cu artiști în acest jurnal. Artiști pe care cunosc, Mihai Sârbulescu, eu știu, Horea Paștina, etc., etc. Pe care îi cunoașteți și pe care îi colecționați. Da, exact, exact, exact. Și nu mai că îi colecționează, dar și își ajută. Da, și promovează. Și la un grup de carte, când ați lansat cartea despre Coca Mețianu. Coca Mețianu și dânsa era prezent acolo, dânsa având o vârstă venerabilă. La 96 de ani. Și a ajutat-o, a susținut-o și a încurajat-o, pentru că mă contează foarte mult. La anumită vârstă să... Consider că e absolut firesc treaba asta, fiindcă și dăm și ne bucură pe noi și noi trebuie să aducem un omagiu. Deci cele două cărți făcute despre domnul Chernoagă le-am făcut când domnul Chernoagă nu mai exista. Deci, cum zic, ești interesat să le faci ca să-i... Nu. Sunt cărți făcute cu sufletul pentru sufletul celor care vor veni după noi. Așa este. E un exemplu, domnul Petrovici. Să-l aplaudăm încă o dată și vă invităm să facem un profesional la un mic protocol, așa cum se obișnuiește la fiecare vernisaj. Mulțumesc. Poftiți. Vă mulțumim. Puteți lua acasă catalogele expoziției. Domnul Petrovici l-a editat și biblioteca l-a tipărit. Vă rugăm. Haideți, poftiți!